Dragi surori, înainte de a spune ceva din Scripturi, vă spun ceva care a fost din partea Domnului. S-a arătat că venea Domnul aici, în biserica dumneavoastră, și dădea niște lucruri de valoare și așeza în mâna fiecăruia. Pe dată la unul, altă dată la altul. Unii dintre dumneavoastră se uitau la lucrurile astea, le luau și când ajungeau acasă le aruncau acolo undeva și uitau de ele. Apoi când veneau aici primeau alte lucruri de valoare și procedau la fel. Domnul spunea pentru cei care au primit lucrurile astea de valoare, la ele trebuiau ținute, ele trebuiau păstrate. Dar în casa unora erau peste tot împrăștiate lucrurile și n-au aveau valoarea care avea pentru Domnul lucrurile alea. Și Domnul spunea pentru fiecare de lucrurile alea, pe el îl costa ceva. Era o cheltuială. Și foarte mulți de aici nu țineau cont nici de cheltuială, nici de valoarea care avea. Și Domnul spunea, pentru cei care nu valorează ceea ce El cheltuie, va face să bată un vânt puternic în dreptul casei lor. Și în felul acesta să adune ceea ce El ținea împrăștiat. Că dacă nu adunau nici atunci, lucrurile alea de valoare erau luate. Că Domnul nu risipea nimic din ceea ce El dădea și trebuia prețuit. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem. Amin. Amin. Frați și surori, câteva cuvinte. Aș vrea să ne oprim în seara aceasta. Și m-am gândit să vă vorbesc ceva spre care ne uităm de multe ori așa ușor, trecem și plecăm mai departe. Ce credeți în seara asta că Dumnezeu a accentuat cel mai mult? Uitându-vă așa în tot programul care a decurs până acum, ce vi s-a părut dumneavoastră că prin ceva Dumnezeu vrea să vă atragă atenție? Ați ascultat de mai multe ori în seara asta. Vă spun ce Domnul mi-a spus. Da? Ați auzit în seara asta? Eu aș putea o pune într-un termen biblic. Am auzit în seara asta de mai multe ori, așa vorbește Domnul. Ați auzit și voi la fel? Când Dumnezeu vrea să tragă atenția unei persoane sau unei biserici, El folosește expresia asta. Atenție! Așa vorbește Domnul, înseamnă că oprește-te din gândirea ta, din mersul tău, din activitățile tale și fii atent la ceea ce îți vorbește El. Știți? În Vechiul Testament, în cartea Exod, este un om căruia Dumnezeu i-a spus de mai multe ori. A trimis doi oameni la el și îi spunea, așa vorbești Domnul. Întreb eu. Și-l știți, este vorba despre Faraon. Ce a însemnat pentru Faraon? De câte ori a auzit cuvântul acesta, așa vorbește Domnul. Ce a însemnat? Nimic. Dar pentru noi, sau pentru dumneavoastră, ce înseamnă în seara aceasta? Cuvântul așa vorbește noi. Eu vă explic puțin ce a însemnat pentru Faraon. Omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă nimic. Să vedem cum se manifestă. Sau ce face el? Și să vedem pe unde ne situăm noi.
În primul rând, dacă vă uitați aici, omul care nu e atent la cuvintele care vin din partea lui Dumnezeu, ori omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă prea mare lucru, în primul rând, el face zadarnic harul lui Dumnezeu. Eu vă întreb, Dumnezeu trebuia să se ploconească în fața lui Faraon și să-l trimită pe Moise, să-l trimită pe Aron și să spune: Faraon, atenție, așa vorbește Domnul. Era nevoie să se ploconească în fața lui ca să-l lese pe popor să plece de acolo? Păi creația lui, pământul lui, guvernați, îi guverna de el. Putea să-i dea așa un bubărnat lui Faraon, să-l dea deoparte într-o secundă, să nu mai stea Faraon acolo ca un purice în fața lui. Nu. Dar Dumnezeu și pentru un om ca Faraon are har. Rețineți întotdeauna când auziți cuvântul acesta, așa vorbește Domnul, înseamnă că Dumnezeu îți mai oferă har. Și că tu nu-l bagi, înseamnă bagi zadarnic harul lui Dumnezeu. Faraon s-a uitat și a spus: dar cine e Dumnezeu ăsta care v-a trimis pe voi la mine? Cine ăsta? Eu nu-l cunosc. Și voi să-i spune: vrei să-l cunosc? O să-l cunosc. Stai liniștit că o să-l cunosc. Și l-a cunoscut Faraon. Când a început să fie urgie după urgie, l-a cunoscut. Vă întreb, când Dumnezeu s-a uitat la creație, și după fiecare zi Dumnezeu face exclamația aceasta: toate lucrurile erau bune. În final, după ce a creat toate zilele, s-a uitat și a spus: toate lucrurile sunt foarte bune. Și la un moment dat se uită Dumnezeu din nou la creația lui. Și în Geneza, citesc în capitolul 6, versetul 6. 5. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și aici spune așa. Următorul verset, versetul 6. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. De ce? Omul a început să se strice. Și următorul verset. Și Domnul a zis, a făcut un plan, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-a făcut, de la om până la vite, până la teritoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Vă întreb, putea Dumnezeu să trimită în următoare secundă să se dezlănțuie apele de sus și apele de jos și să cadă potopul pe pământ în momentul ăla? Putea să nu? Da. Dar Dumnezeu n-a făcut. Spune Dumnezeu că a ridicat un om al neprihănirii, un propovăduitor al neprihănirii, și omul acesta a început să construiască o corabie și prin imagini, prin munca lui, ani de zile, le-a predicat oamenilor că va veni potopul. Și asta înseamnă că Dumnezeu le-a dat chiar oamenilor care trăiau în răutatea lor, le-a mai dăruit har. Și după ce a fost corabia dată, corabia sta, ușile deschise, se poate intra toți acolo. Și oamenii spuneau: nu, dar unde-i văzut apă pe pământ? Și Dumnezeu le dădea har. Nu era corabia asta, măcar dacă o puneai undeva lângă mare, tu o pui în mijlocul orașului. Ce vrei să faci? Dar noi îl credea pe Dumnezeu pe cuvânt. Și pentru toți cei din jur, Dumnezeu le-a dăruit har, dar harul ăsta e limitat al lui Dumnezeu, rezideți. S-a cheturat, s-a închis ușile și n-a mai fost har. Gata, s-a terminat cu harul. Amintiți-vă pentru cetatea Ninive. Vine Dumnezeu și le spune, îl trimite prin, pe Iona, îl trece prin experiențele care îl trece, nu vrea să ajungă, ajunge cel din urmă acolo și el începe să facă strigarea aia, ca o sentință. Încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Știți ce a însemnat pentru Ninivei încă 40 de zile? Că Dumnezeu 40 de zile le-a mai dat har. Și dacă ei treceau de cele 40 de zile, de granița harului care Dumnezeu le-a lăsat pentru ei, erau vai de ei.
dar ei au știut că Dumnezeu le-a mai dăruit 40 de zile de har. De la împărat și până la tulitoare, toți s-au îmbrăcat în sac, în cenușă, s-au pocăit și Dumnezeu și-a arătat harul față de ei. Și nu i-a nici. Ce înseamnă pentru dumitare? Când Domnul îți transmite un mesaj, îl bagi în seamă. Sau ține până ieși de pe ușa bisericii. Dacă așa vorbește Domnul, care l-ai auzit repetându-se și Dumnezeu ți-a tras atenția în seara asta, nu înseamnă mare lucru pentru tine. Asta înseamnă că tu faci zadarnic harul ăla lui Dumnezeu. Degeaba Dumnezeu l-a lăsat. Dar vine vremea, așa cum spunea fratele Iacobu Zăci, că te ajunge facturile. Și atunci o să plângi și o să trimiți bilete și o să spui fratelor, rugați-vă pentru mine, mare încercare. Nu, nu! Nu-i mare încercare. Te-ai întâlnit cu finalul harului lui Dumnezeu. De-aia, frate, ziua. Când se aude un cuvânt citit din Scriptură, putem să spunem că înseamnă așa vorbește Domnul. Că prin Scriptură ne vorbește Domnul. Amin. Și dacă ți se potrivește ceva, notează undeva în inimă, notează pe un caiet, merge acasă, apleacă deasupra lui, fii atent la harul care Dumnezeu ți-l oferă. Nu da cu piciorul meu, că va trebui să plătești. În al doilea rând, omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă nimic. Își ia în mâinile lui viața în propriile lui. Își ia viața în propriile sale mâini. L-a trimis Dumnezeu pe Moise, l-a trimis pe Aron în fața lui Faraon și spune Faraon, dacă n-asculți de Domnul, vin urgiile. Și el a spus, vin urgiile, stai liniște. Și eu am oamenii. Am oamenii. Și omul acesta și-a viața în propriile mâini și spune, știu și eu să acționez. Ce vin? Prima dată. Stai liniște. Și oamenii mei. Dar la un moment dat, oamenii lui, în care s-a încrezut până atunci, a spus Faraon, de aici încolo noi putem să facem. De aici, în degetul lui Dumnezeu. Am putut și noi, am încercat, am făcut până aici. Nu e așa că sunt situații în viață, că nu mai ținem cont de ce vorbești. Nu mai ținem cont de ce vorbește Scriptura, de câte ori ne spune, nu te teme! Ne luăm viața în propriile noastre mâini și căutăm soluții, așa cum a căutat Faraon. Soluțiile astea merg până într-un punct. Când îți iei viața în propriile mâini, mergi până la un punct și apoi se teme. Apoi te duci la medic și medicul spune, atât am. De aici, Domnul cu mine. Și se năruiesc toate speranțele, toate lucrurile de care te-ai gățat până atunci, să te ținu cu omul de omâni. Gata, să încheie. Amintiți-vă de împăratul de Belșațar, când era la ospățul acela. Întuiul ospățul. Când toți se bucurau mare veselie acolo, dintr-o dată cap, apare un sfânt nebun, un cap de mână. Și începe să scrie pe pene. Acum imaginați-vă că ar veni dintr-o dată un cap de mână și ar începe să scrie pe pene. Ce face? Și s-a uitat așa peste împărăție Belșațar și a spus, eu am oamenii mei. Și ia viața în propriul lume. Îi cheamă toți cititorii în stele, toți aici, să-mi descifreze mesajul. Citiți în Daniel, capitolul 5. Vă întreb, au reușit oamenii lui să facă asta? Da, au reușit. Dar mai era acolo un om al lui Dumnezeu. A încălbenit ochii, se izbeau genunchii, îmi imaginez. Ce imagine șocantă a unui împărat care dintr-o dată era
toiul veselii și a bucurii să se încălbenească tot, să se ispească genunchiul unii de alții, să începe să crede. Și vine Daniela și spune să vă aia. Mele bine veche în frasim înseamnă că numărat, numărat când trăiți și toți. Dumnezeu te-a numărat zilele. Te-a cântărit, te-a găsit ușor și a împărțit de părăție. Să știi că pleacă. Amintiți-vă când era poporul Israel la provocările făcute de filisteni și i-au spus, noi avem omul nostru, îl scoatem înaintea voastră. Uitați, ăsta e omul care ne reprezintă. Un om înalt, șase, în armat puternic, războinic, pregătit. Ăsta e omul care ne reprezintă. Noi avem omul nostru și noi avem încredere în el. Dați-ne omul vostru. Israeliții căutau omul lor. Saul era cel mai mare, cel mai înalt, cel mai viteaz, războinic. Și a zis, eu mă duc să vă fac om. Și Saul căuta un om ca să-i reprezinte pe ei. Și omul lor, a filistenilor, nu făcea altceva decât să aducă cuvinte din injurii la adresa lui Dumnezeu. Și la un moment dat apare un tineret. Păi mă, dar cine e tăiatul ăsta, împreșul care își permite să răsnească cuvintele astea la adresa Dumnezeului lui Israel? Cine e? Reprezentantul lor. Păi omul lor, filistenii și-au luat viața în propriile lor mâini. Și a spus, noi am prezentat pe omul nostru. Și David a zis, eu mă duc. Eu mă reprezint, dar nu sunt omul vostru. Ce a spus David, dragă să eu merg să lupt în numele Dumnezeului Israel, pe care îl bat și corește o gloră. Și se va cunoaște azi în Israel cine este Dumnezeu. Amin. Ce bine este atunci când ne așezăm viața noastră în mâinile lui Dumnezeu. Aleluia. Și să purtăm războaiele. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar pentru care așa vorbește Domnul, pentru omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă nimic. El trebuie să caute soluții, trebuie să aibă pâltii, trebuie să facă ceva. Își ia viața în propriile lui mâini și caută el soluții. În al treilea rând, cu asta e tot. Omul pentru care așa vorbește Domnul nu înseamnă nimic. Mimează pocăința. El nu se pocă. Mimează pocăința. Știți că la un moment dat, vă citesc aici, din capitolul 9 din Exod, când a început să vină piatra, când a venit focul peste ei, Faraon a trimis să cheme pe Moise, pe Aron și le-a zis, de data aceasta am păcătuit, Domnul are dreptate. Iar eu și poporul meu suntem vinovați. Rugați-vă Domnului ca să nu mai fie tunete și piatră și vă voi lăsa să plecați și nu veți mai fi opriți. Atât pocăință. De data asta am păcătuit. Domnul are dreptate, spune. Eu și poporul sunt nevinovați. Noi, oameni, câtă pocăință parcă apare. Dar omul care nu ia în seamă cuvântul lui Dumnezeu, el încearcă să mimeze pocăința doar, nu să trăiască. Pocăința nu e ceva exterior, nu e o afirmație. Pocăința începe din interior. Dumnezeu să ne ajute să-i pocăim. Amin, ajută-mă. Moise se uită la el și el vede situația și spune, bun, când vom ieși din cetate, vor ridica mâine spre Domnul, tunetele vor înceta. Și nu vă mai bate piatră, ca să știți că al Domnului este pământ. Dar eu știu ce va urma după, că tu și slujitorii tăi tot nu vă veți teme de Domnul. Voi sunteți așa poliți pe deasupra, dar nu sunteți pocăiți. Și exact așa s-a întâmplat. Uitați, în versetul 34, fără un văzut că piatra, ploaia, piatra și tunele încetase, n-a continuit să păcătuiască, și am petrit inima el și slujitorii lui
lui Faraon i s-a împietrit inima și n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece. Dar el mai face o încercare. Uitați-vă la capitolul 10. După ce au venit lăcustele, Faraon a chemat îndată pe Moise, pe Aron și a zis: am păcătuit împotriva Domnului Dumnezeului vostru și împotriva voastră. Dar iartă-mi păcatul numai de data aceasta. Și rugați pe Domnul Dumnezeul vostru să depărteze de la mine urgia aceasta de moarte. Și Moise a făcut iarăși același lucru. Vă întreb, s-a pocăit Faraon? Nu. Știți că sunt anumite momente ale cercetării în adunare. Și gata, luăm așa niște decizii, toți ne pocăim, toți ridicăm mâinile, toți spunem că ne pocăim. Și ține până ieșim pe șanse. În Samaria predică Filip, acolo înfocat, se pocăiesc atâția la predica lui și printre cei care se pocăiesc, fac eu, mai era și un vrăjitor. Și la un moment dat vine Petru și Ioan acolo în Samaria, pune mâinile peste samariteni, se roagă Domnului, botezați cu Duhul Sfânt, dar omul ăsta care linează doar pocăința, o văzut lucrul ăsta și o zis, e o bună afacere asta. Dacă mi-ar da și mie să pot să fac și asta, unde mă duc să-mi întind mâinile să primească, să am puterea asta și eu. Și imediat merge la Petru și la Ioan. Și ce? În versetul 19 spune, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâini să primească Duhul Sfânt. Dar Petru a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Versetul 21, atunci. Tu n-ai nici parte, nici sorți în treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea Domnului. El s-o curăți doar prin afară, așa. A fost împăit și în apă, a fost spălat, perfect. Arăta pocăitul, imaginea unui pocăit în nota 10. Pocăiește-te, dar de această răutate a ta și roagă-te Domnul să ți se ierte gândul acesta al inimii tale. Dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile răutății. Unii pocăința? Unde? De unde începe pocăința? Din inimă, din interior. Știți cum arată omul așa care e pocăit doar pe din afară, care e puleit așa? Exact ca și cum o gospodină ar face curățenie doar în fața ușii. Că unde că vine cineva, când e mătura în fața ușii, face curat, gata, curat! Și în casă e dezordine cu doar capul. Cam așa arată un om care e pocăit doar pe din afară. Îl face curățenie să vadă ceilalți, care arată bine. Dar viața e prea în interior. Când veți pleca de aici, ce veți face? Amintiți-vă și luați în serios. De atâtea ori ne-a vorbit Domnul în seara asta. Așa vorbește Domnul. Ne-a vorbit și individual. Ne-a vorbit și colectiv la toată biserica. Țineți cont că Dumnezeu nu risipă cuvânt. Nu face risipă de cuvânt. Nu ne învață ca pe o vreche să ne intre și pe cealaltă să iese. Și Dumnezeu când ne atenționează, El ne dă har, în primul rând, și harul trebuie beneficiarea. În al doilea rând, Domnul spune, lăsați-vă viața în mâinile mele. Deci cele mai sigure mâini care poate să poartă de grijă vieții voastre. Și în al treilea rând, Domnul spune, când El ne transmite un mesaj, o face cu un scop foarte clar, ca fiecare de aici să ne putem pocăi. Și zic Domnul să ne ajute la asta. Amin. Amin.